După ce a înghițit 1 milion de euro din bani publici, terminalul de călători Schengen din Galați zace de 10 ani nefolosit pe malul Dunării, în fața Palatului Navigației. Potrivit conducerii APDM Galați, terminalul, în fapt un ponton plutitor, este nefuncțional din cauza unor erori tehnice de proiectare și construcție. Se caută, totuși, soluții pentru a închiria pontonul și a reduce pierderile. Noi am reușit să eficientizăm cheltuielile pe care le aveam cu acel terminal, practic asigurând mentenanța lui cu oameni care asigură deja mentenanța pentru alte pontoane sau alte nave pe care compania le are în subordine. Baza, de asemenea, e la comun. Nu mai avem oameni dedicați strict pentru el. Urmează să căutăm o variantă prin care să îl închiriem, astfel încât să eliminăm de tot costurile pe care ni le generează anul. Chiar dacă poate conducerea APDM Galați are cele mai bune intenții, realitatea de la fața locului bate filmul. În ziua documentării noastre, presupusul personal de pază și întreținere a lăsat la post doar o cățelușă. Într-un târziu, de prin cotloanele pontonului, și-au făcut apariția două persoane, dintre care una în evidentă stare de ebrietate. Cât alcool ați consumat? Foarte mult. Da? De ce consumați alcool din programul? A speculat. La un moment dat, de pe mal, și-a mai făcut apariția încă o persoană, aparent angajată la PDM, care a început să apostrofeze reporterii pentru faptul că au cutezat să pună piciorul pe ponton. În schimb, respectivul nu părea deranjat că pontonul de 1 milion de euro a ajuns să fie folosit pe post de cârciumă. Tu nu uite sensul nostru, asta e treaba noastră. Asta e tot acela. Nu, eu vă spun, nu îmi spui dumneata ce trebuie să fac eu. Deci vă spun că nu aveți acces la bordul navei fără acordul nostru. Simțindu-se dator să ia atitudine împotriva jurnaliștilor, cetățeanul turmentat a încercat să arunce peste bord o cameră de luat vederi. De asemenea, pe mal, tonul la adresa jurnaliștilor a devenit tot mai agresiv. Ești afară de aici! Ți-am spus să ieși afară! Hai, ești afară de aici! Ți-am spus cine sunt. Hai. Dacă nu te duce mintea la vedere. Deci aici nu se trece, n-ai voie să treci. Tot insist atâta, ce vrei să faci tu un reportaj de mare șmecher? Vreți să vedeți cum vă dau în judecată ca pentru treaba asta? Hai, încercați să arătați ceva undeva. Dar nu te interesează, nu mai fi toate de șmecher, mă. Nu mai fiți mă atât de șmecher, mă, că mă, nu știu să trece strada, mă. În cele din urmă s-a ajuns la un compromis. Jurnaliștii au reușit să-și încheie documentarea, în timp ce angajatul turmentat a rămas să fluture triumfător steagul APDM Galați deasupra pontonului Schengen. Altfel spus, chiar dacă nu am intrat încă în spațiul de liberă circulație, pontonul de 1 milion de euro se află pe mâini bune.